Locuitorii din satul Meletie, comuna Băneasa, s-au împărțit în două de când tanti Maria, o femeie în vârstă de 80 de ani, a susținut că preotul din sat a agresat-o sexual. Timp de două zile, femeia a declarat pentru presa națională că slujitorul domnului a încercat să o violeze. Acum, ea nu dorește decât ca scandalul să ia sfârșit și să nu mai fie subiect de discuție în tot satul. Până să mă împuternească, mă rog într-o dată. Păi să facă flecție, pe spirale, pe plima, tot cu mâna lui, la urmă că se descacă picioarele. Păi de ce părinte descacă picioarele? Atunci m-a stătat în sus, m-a citat cu el, i-a dat cu mătura în cap. L-a făcut idiot, l-a făcut porc, l-a făcut ce nu mai știu pe pământ. Ce nu mai știu pe pământ. Asta o declar, am de om. M-am pomenit că joi de dimineață, iar din nou la mine. Vine de dimineață, pardon, iar din nou la mine. Dar ne-am să intre la mine pe parte, nu omul care intră pe ușă mai ciocănă și el. Scandalul care durează de mai bine de 3 zile nu a făcut altceva decât să păteze imaginea satului, spun oamenii. Despre ceea ce s-a întâmplat de fapt nimeni nu poate spune cu exactitate, însă sătenii s-au împărțit în două tabere, una care îi ia apărarea bătrânei, iar cealaltă împotriva acesteia. Eu nu știu ce s-a întâmplat, că n-am fost la ea acolo să văd, să... Da. Eu m-am dus și am chemat pe preotul să o împărtășească. Te duci, faci, zice, și chem preotul să mă împărtășească, că inima mea bate, bate și șade. Și eu sunt singură noaptea și mi-e frică să nu mor și eu negrijită. Și eu m-am dus și am anunțat pe părintele și a zis că ce mâine dimineață mă duc, zice, și o grijesc. Și s-o fi făcută, n-am stat acolo. Că el dacă spovedește și aia, nu te lasă să stai lângă om acolo. Cred că s-a făcut o mare tevatură pentru treaba asta, pentru că bătrânica aceea are în jur de 80 de ani și nu arată deloc bine. Și după câte am înțeles, e posibil să fie și o scenare, adică a vrut să-l compromită pe părintele. Nu știu, mamă, dacă n-am mai văzut. De ce vorbi cu femeia asta? A venit și la mine, m-a împărtășit, mi-a făcut feștanie în casă, dar nu l-am pomenit să se ia de mine. Să... Și mă gândesc și eu, dacă eram mai tânără și chiar femeia asta de 80 de ani, eu știu. Preotul slujește în biserica din sat de peste 30 de ani. Unii dintre săteni spun că nu este pentru prima dată când apar astfel de zvonuri despre slujitorul domnului. În această dimineață, viceprimarul comunei împreună cu medicul satului au mers la bătrâna în vârstă de 80 de ani și au încercat să o liniștească. Chiar în această dimineață am luat legătura cu medicul de familie, cu doamna Chelbegeanu, care a mers la bătrână. A plecat din cadrul primăriei președintele Comisiei de Asistență Socială împreună cu domnul viceprimar și cu doamna de la Asistență Socială, cu doamna Podeanu. A mers la bătrână acasă. A încurajat-o pe bătrână în sensul că nu îi se poate întâmpla nimic. Nu a discutat nimeni cu dânsa ca să vorbească lucruri care nu sunt adevărate. Doamna își susține o întâmplare care nu poate fi dovedită cu martori. Acum, noi am vrea să discutăm și cu părintele, l-am sunat, are telefonul închis. În discuțiile care le-am mai avut și cu alte persoane, și doamna preoteasă, soția dânsului, a spus că se află la rugăciune, într-un loc numai de dânsul știut, și nu poate lua legătura nimeni cu dânsul. Având în vedere că ieri după slujbă femeia în vârstă de 80 de ani a fost agresată de câțiva consăteni, poliția efectuează cercetări în două lucrări penale. Polițiștii postului de poliție Băneasa desfășoară activități de cercetare în două cauze penale, una pentru semnalarea unei agresiuni sexuale și una pentru comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Cercetări în această situație face și Episcopia Giurgiu, care relatează într-un comunicat de presă că va începe o anchetă pentru clarificarea situației. Pe tot parcursul anchetei, preotul în cauză va fi oprit de la slujire, iar serviciile religioase ale parohiei vor fi asigurate de un preot desemnat de Protoieria Giurgiu.